Și am revenit, stimați telespectatori. După cum v-am obișnuit, în fiecare dimineață aducem invitați speciali. Într-adevăr, astăzi poate o să fie puțin nu mai ciudat, mai ieșit din comun. În această dimineață o avem pe Lucia și pe Andrei, oamenii care ne ajută să scăpăm de stres, de cotidianul normal. Bună dimineața! Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine, încărcați de energie. Sunteți pozitiv. Persoane matinale? Nu. Ia, nu, eu da. Deci ați făcut un efort în această dimineață, nu? Da, clar. Cum v-a venit ideea să începeți această afacere? De la ce a pornit? Ce v-a inspirat? Noi muncim foarte mult și avem foarte puțin timp liber și în timpul ăla puțin liber pe care îl avem, încercăm să facem, să experimentăm lucruri noi și chestii noi. Atâta timp cât în Iași nu avem foarte multe lucruri noi de făcut, care să trezească adrenalina și să trezească practic la realitate, noi ne-am gândit să creăm o cameră astfel încât să ajutăm și oamenii să scape de stres, dar și pe cei curioși și care sunt mereu în căutarea de aventuri. Să înțeleg că sunteți singurul din Iași, nu? Da, momentan suntem unicul smash room din Iași. Deci nu aveți concurență, asta este partea bună. Da. Este destul de împânzit în țară? Din câte știu, mai este la București și parcă în Timișoara, Brașov. Dar cam atât. Țara cu cel mai mare, cea mai dezvoltată carieră în sensul ăsta? Aici cred că ar putea să răspundă Andrei, că el este cu documentația pe subiectul ăsta. Cu țara cea mai dezvoltată? Nu neapărat dezvoltată, cea mai stresată, în care lumea are nevoie de un smash room. Bine, acum în ultimii câțiva ani, cam majoritatea au devenit foarte, foarte stresați, dar originea de unde a provenit ideea aceasta de smash room este din Japonia. Okay. Ținând cont din 2008, când a fost criza economică, oamenii erau foarte, foarte stresați și aveau nevoie de un loc unde să își verse nervii. Deci inițial a apărut în Japonia, după aceea s-a extins, a fost și în UK, iar după aceea prin Statele Unite. Foarte dar fain. Ușor ajunge și în România. Și credeți că este o cale bună de a vărsa niște nervi? Bineînțeles. În primul rând, te eliberezi dacă ai un nerv sau nu știu. Dacă ai o zi mai proastă la serviciu, dacă te enervează soția. Exact. Decât să te duci acasă, să spargi lucrurile prin casă, mai bine vii într-un mediu în care dai este o sumă modică, știi că nu treci nimic. Da, prețurile nu sunt foarte, foarte mari. Poți veni chiar și în gașcă. Deci asta poți veni până la 4 persoane. Te mai și distrezi, după aceea poți și relaxat la o plimbare, discutați ceva plăcut. Dar da, este un mod prin care poți să-ți verși nervii. Noi ce le recomandăm oamenilor care vin la noi, să-și pună nervii într-un obiect și apoi să-l distrugă, să le lase în trecut, să meargă înainte. Voi cum faceți rost de aceste obiecte? Le plătiți sau le primiți? În principiu, noi le primim și de la clienți și de la foști clienți. Okay. Ei le pot dona sau le pot da în schimbul unor reduceri care se pot cumula până la 10% pentru maximul de persoane, dar mai sunt și oameni care vor să scape de lucruri, deci prin urmare ne le donează. Uite, am o întrebare. Spre exemplu, când eram mititel, acasă eram destul de, băi, stricam orice. Și taică mi-a spus, băi, nu strica aia. Oamenii nu sunt destul de timizi? Ai fi surprins. Am avut, chiar și eu sunt timid. Okay. Am avut persoane foarte timide, de iar înăuntru și-au lăsat, nu știu, timiditatea la ușă și când au intrat s-au relaxat și și-au vărsat nervii. E foarte fain, nu, Radule? Echipamentul de protecție. Ce înseamnă casca, dacă protejează ceva? Da, bineînțeles. Casca este menită să te protejeze deasupra capului, dar avem și viziera care te poate proteja de cioburile sau de orice de alte exemplu, chestii. De exemplu, dacă vreau să sparg acest televizor. Da. El este menit, casca este menită să nu sară cioburile, nu? Da, să-ți protejeze fața, iar capul în cazul în care, nu știu, lovești o chestie și sare în sus și apoi îți pică să-ți protejeze capul. Mai avem și mănușile, dar și acest combinezon, care este dintr-un bluc puțin mai rigid decât hainele obișnuite. Ok. El este de sus până jos.
Ce mai oferim noi, dar este opțional, pentru că unii clienți le preferă, alții nu, sunt cagulele, care efectiv îți acoperă și părul, dacă sunt fete care au părul mai lung, să nu le intre, nu știu, praf, sau să, dacă vor să plece după aceea în oraș. Înțeleg. Cu ce unelte putem distruge? Noi suntem... Hai ca să le filmăm. Noi suntem într-o continuă adaptare și modernizare. Deci avem de la rangă, ciocan, ciocan de cauciuc, bâtă, croste de golf, care momentan s-au epuizat, sunt cele mai folosite. Dar mai avem și câteva chestii improvizate, cum ar fi o paletă, asta pentru fan, și am avut și o tigaie. Și cele mai periculoase, să zic, care ar fi? Toate sunt periculoase, dar depinde cum le folosești. Dar cea mai periculoasă este această bătă. Încă din prima zi... Am dat cu banda adezivă. De ce? Ea e menită să mai reducă puțin din recul, pentru că atunci când lovești se tensionează și nu vrem ca oamenii care vin aici să spargă să simtă un disconfort. Dar bineînțeles, cu cât lovești cu o putere mai mare, cu atât reculul va fi și mai mare. Dar dacă nu vrei să simți recul, poți folosi acest ciocan, care cu siguranță îți va amortiza orice recul, sau acest ciocan din cauciuc mai dur, pentru obiecte mai compacte. În principiu, buta este folosită pentru a sparge veselă, sticle de bere sau orice conține sticlă. Pentru obiectele mai dure, îi recomandă să folosească ciocanul sau ranga. Ok. Ați întâmpinat situații neplăcute cu clienții? Nu. Nu? Deci ei au venit frustrați sau stresați? Poate că și noi suntem prietenoși și foarte deschiși, ne-a ajutat să avem o relație foarte, foarte bună. Înțeleg. Eu pot să sparg ceva? Îmi dați voie? Da, poți să spargi absolut orice obiect este aici în cameră, în afară de lumini și alte. Lucia, cine vine mai des? Bărbații, femeile? Deși ar părea poate ciudat, dar majoritatea clienților noștri sunt femei. Ok. Chiar dacă vin în grupuri sau dacă vin singuri, sunt femei. Cred că este din cauza faptului că femeile, atunci când au nevoie să se relaxeze, simt nevoie să-și schimbe peisajul. În schimb, bărbații preferă să se odihnească acasă, pe canapea sau la televizor. Femeile, în schimb, caută adrenalina aia ca să suplimenteze timpul ăla mic, puțin. Okay. Și cu echipamentul deja distrus, sfârmat, făcut în două, rupt, ce faceți? Toate obiectele distruse sunt sortate pe categorii și sunt predate către firmele pentru reciclare, care sunt specializate pentru reciclarea lor. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și noi vă mulțumim. Vă mai așteptăm în cadrul emisiunii. Și noi vă mai așteptăm pe la noi. Aveți un cuvânt de dat telespectatorilor? Dacă aș fi să zic ceva, e că e ok să nu fim ok și e în regulă să lăsăm emoțiile uneori să iasă. Atâta timp cât o facem într-un mediu controlat, într-un mediu safe pentru noi și pentru cei din jurul nostru, este în regulă să fim furioși. Ok. Mulțumim mult!